Cristi Popescu urmează să vină aici. Cristi este... Hai să zicem pe aia drept. Arată slinos. Cristi Popescu arată ca gândurile lui Dan Frânculescu. Partea bună la gluma asta e că merge și invers. Aplauze, vă rog, pentru Cristi Popescu! Hei, bună seara, bună seara! Adrian Nicolae e actor. Pentru el un casting bun înseamnă să-l servească cu alune. Ca orice actor, este foarte greu să aleagă între teatru sau film, așa că până se decide, joacă în reclame la Salam. Preferă rolurile pozitive pentru că e teamă că la cele negative trebuie să aducă el salamul de acasă. Visul său ca actor este să-l joace pe Hamlet, crezând că Hamlet e un brand de șuncă. Cătălin Bordea, omul care tace cel mai bine din tot showbizul românesc, este cea mai bine plătită plantă decorativă de pe TV. Prietenia cu micuțul l-a obligat să devină vegetarian pentru că micuțul îi tot lua carnea din ciorbă. Dar dintre comedianți, Bordea se îmbracă cel mai bine, însă hainele sale nu rezistă mult, pentru că, fiind din Botoșani, el încă se mai dă cu spray direct pe haine. Oh. Ce frumos! Și a cumpărat o sală de forță pentru că scăpa Bășin când împingea la piept. Și era deranjant pentru cei din jur. El nu avea o problemă pentru că e obișnuit cu mirosul de pe platou Extra Night Show. George Adrian arată ca un barista din Slatina. Arsenie, cum îi zic prietenii lui taximetriști. Pe scenă la stand-up, George se agită foarte mult. Este ca un bloc care nu a fost reabilitat termic. Adică consumă multă energie fără rost și la intrare miroase a pișat. Frâncu e așa bătrân că la orice cumpără primește garanție pe viață. E atât de bătrân că își cheamă prietenii în vizită să le arate teletextul. Nu se vede acum, dar atunci când merge, pare că tocmai a fost lovit de o mașină și s-a căcat pe el. La el n-a venit niciodată Moș Nicolae că îi puțeau picioarele de mic. Dan e ca un cimpoi uitat în dembara, care din când în când mai scapă aer. Orificiile sale sunt atât de uzate că atunci când intră în piscină, apa clocotește. Mane Voicu. Mane arată ca un Mihai Gâdea, dar mai prost. Face stand-up de la 16 ani și încă nu vrea să accepte că a fost o idee proastă. Cum ar spune Spike, Mane, ești aici de pe vremea când era cazul să te cari. Pe lângă faptul că are nasul mare, Mane Voicu e și actor. A jucat în toate pânzele sus, unde a interpretat Cârma Vaporului. Cu fața aia nu știi dacă să râzi sau să-l chem la tine să dai calorifelele vechi. Radu Isac putea fi sărac în România ca Mane Voicu, dar a preferat să fie sărac în Anglia. E așa sărac în Londra că atunci când s-a dus la Muzeul Figurilor de Ceară, a buzunărit toate statuile. Radu pare așa dezorientat în viață că lumea îi dă indicații pe stradă chiar dacă el nu cere asta. A plecat în America și apoi în Londra să ne arate că el poate mai mult decât noi, restul comedianților de aici din România, și a reușit, acum are cont de Twitter. Engleza lui Radu sună ca și cum Ion Iliescu ți-ar da indicații pe Waze. Radu Bucălaie, acest costel fără talent, când ridică vocea pare castrat chimic. Bucățile lui de stand-up de pe YouTube sunt așa de triste că trebuie să te uiți apoi la un reportaj recorder ca să te mai înveselești un pic.
Ca actor a jucat în serialul Umbre, Umbra lui Bordea și Umbra lui Micuțu. Andrei Ciobanu, această stea a literaturii române, zic stea pentru că nimeni nu i-a dat mai mult de o stea pe Goodreads. După ce filmul său a apărut pe Netflix, a viralizat expresia Netflix and cringe. Întreaga lui carieră se bazează pe subt, asupra stand-up, suge la radio, suge la scris și dacă e să ne uităm după comentariile de pe Grindr, suge chiar și la subt. Postările lui pe Facebook sunt mai lungi decât labile lui Voineag. A recunoscut și ea. La auzul veștii că Ciobanu mai are o carte în lucru, pădurea amazoniană și-a dat singură foc. Oriunde dă interviuri, insistă să spună că nu a făcut bani din cărțile sale, ceea ce e și mai grav înseamnă că a scris mizerile alea din plăcere. Elena Voinag, mai enervantă decât mesajele ro alert. Noaptea se bate singură cu șlapul să creadă vecine că face sex. Dar a părăsit-o și șlapul pentru că a luat herpes de la ea. Elena Voinag arată ca depresia lui Spike, superficială și disperată după atenție. Ea știa secretul femeilor independente și pline de bani înainte să devină mainstream. E așa urâtă că muncitorii se apucă de muncă când trece pe lângă ei. Mamă, ce bună! Ce bună! Și ajungem la omul serii, Spike, după ce majoritatea vedetelor adevărate au refuzat să fie rostuite, iată soluția de compromis, Spike. Spike, acest copil răsfățat care n-a fost bătut când era mic, asta ești, bro. Spike a dezamăgit foarte mulți tineri care voiau să caute Spic, dar nu știau cum se scrie. Dar și foarte mulți părinți care încercau să vorbească pe Skype cu rudelii din America. Damn. Grasul XXL l-a luat cu el în concerte ca să-i mănânce sandvișurile. Spike suferă de boala generației noastre, depresie, dar și de hemoroiz, pe care i-a luat de la Bordea. Când s-a dus prima dată la terapie, a zis că el e sănătos, dar a venit acolo pentru prietenii lui Salcâmii. Adevărul e că Salcâmii n-au înnebunit, doar s-au plictisit de muzica lui. S-a apucat și de regie pentru că se plictisise să fie mediocru doar în muzică. Nu știe multă lumea asta, dar prietenia cu Bordea i-a indus atacurile de panică. Că Bordea venea beat noaptea la el la ușă să-i arate bicepsul. Bordea venea la el pentru că avea nevoie de o figură paternă. Spike îl primea pentru că avea nevoie de o asistentă. La un moment dat, Spike a fost cel mai căutat regizor de videoclipuri pentru că tot pierdea cardurile cu filmări. I se spune Eminem al României pentru că poartă șapcă. Îi place să fumeze trabucuri, ceea ce se potrivește perfect cu salutul lui Pupi Iubi. A făcut singur videoclipul pentru piesa Salcâmii și a ieșit un screensaver demn de Windows 98. Apreciem că ai avut curajul să vorbești despre depresie și vulnerabilitate într-un gen muzical în care totul se bazează pe coaie. Cristi Popescu arată mereu ca ultima fotografie în viață cu Cristi Popescu.